Județul Vaslui se află pe ultimele locuri la nivel național în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Deși nu avem industrie care să polueze, populația nu face niciun efort de a se civiliza și a selecta deșeurile. Uneori mai aruncă și unde nu trebuie. La sate depinde de civilizație, depinde de, cum spun, de comportamentul fiecărui. Alții aruncă, alții își păstrează în curtea lor, nu duce prin marginea satului să facă mizerie, să facă... Au rămas bătrânii, tineretul a cam plecat, ei nu au grijă, nu pot să aibă grijă de ei, dar să mai facă niște lucruri, să arunce gunoi, se întâmplă foarte des, sau pe stradă diverse lucruri urâte. La tineretul care a rămas? Tineretul care a rămas. În afară de discotecă, eu nu cred că cineva se duce să își dea zăpada deoparte. Comisarii Gărzii de Mediu au sancționat atât agenții economici cât și primarii pentru necunoașterea legislației în domeniu și trage un semnal de alarmă în acest sens. Avem probleme pe respectarea legislației de mediu, mai ales în privința gestionării deșeurilor, avem mai ales pe deșeuri de echipamente electrice. Din păcate, avem foarte multe comune care au probleme cu deșeurile. În județul Vaslui, după cum știți, la noi este în construcție la Roșiești groapa, viitoarea platformă ECO, și atunci se vor rezolva multe din aceste probleme. Vor mai fi probleme, probabil, privind educația populației de a colecta selectiv aceste deșeuri și aici o să încercăm să-i ajutăm și noi pe cei din conducerea unităților administrative. Singura salvare, groapa ecologică de la Roșiești. Lucrările de construcții din cadrul Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor Solide, județul Vaslui, se desfășoară în ritm alert. Termenul final al implementării proiectului este primul trimestru din anul 2014. Valoarea totală a proiectului este de 32 de milioane de euro. Este vorba despre trei contracte de lucrări, groapa ecologică de la Roșiești, construcția a patru stații de transfer, precum și închiderea depozitelor existente în Bârlad, Huș și Negrești. De asemenea, localitățile județului Vaslui vor fi înzestrate cu armele necesare unei gestionări civilizate a deșeurilor. Este vorba de 24.800 de unități de compostare individuală, 3.127 de euro containere și 4 tocătoare de deșeuri.